Bună dimineața! Suntem la GPEC Summit. L-am alături de mine pe Dorin Boierescu, CEO Two Performance. Am zis bine? Da, Two Performance. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Bună dimineața! Mă bucur tare mult că ne sunteți alături. Cum a fost evenimentul până acum? Rapid, așa, un gând. Foarte mare, mult mai mulți oameni decât în anii trecuți. Arată foarte bine și sunt foarte mulți oameni interesați și relevanți în sală. Mi se pare un progres foarte bun. E bine să auzim asta. Haideți să povestim puțin despre piața de e-commerce din România și cam cum ați văzut-o până acum, la nivelul anului 2016. Ce metrici v-au sărit în ochi? Din ce vedem noi, cred că ne apropiem de o etapă de maturizare a pieței de e-commerce. Din toate punctele de vedere, atât ca calibru al jucătorilor implicați, au venit deja jucători internaționali în România. O parte din jucătorii de brick and mortar tradiționale offline au început să acorde atenție și bugete semnificative pentru online. Lucrul ăsta se vede de unde ne uităm noi în creșterea ratei de conversie, care are legătură și cu încrederea pe care au în general românii în comerțul online. La noi, de exemplu, pe octombrie 2016 am avut o creștere de 30% a ratei de conversie față de octombrie 2015, adică am avut 1,37% la nivel de rețea, rată de conversie, și creșterea valorului coșului mediu. Am avut undeva spre 50 de euro coșul mediu față de 40 de euro anul trecut. Ce mi se pare un semn foarte îmbucurător este experiența pe care o au oamenii acum care intră în e-commerce. Sunt oameni educați, care au mai făcut asta, au un knowledge foarte bun, știu la ce se aștepte, știu că e nevoie să investești, fie că e vorba de promovare, fie că e vorba de site, de hosting, își setează bine, nu știu, se integrează bine în ecosistem. Pentru că tot ecosistemul ăsta a crescut foarte mult, furnizorii de hosting, de curierat, de magazine online, de marketing în general. Cred că 2016 o să fie un tipping point cumva pentru e-commerce, de la care ne vom întoarce la o creștere mai puternică a comerțului online. Noi pe 2016 estimăm un minim 40% creștere pe e-commerce, pe piața din România. Dacă ne ducem puțin în profunzime și vorbim de categorii de produse, unde s-au înregistrat creșteri? Au rămas aceleași trei categorii? A crescut destul de mult Home & Deco, care a venit și cu o creștere a valorii coșului mediu semnificativă, adică e undeva la 100 de euro sau chiar mai mult uneori. Fashion a crescut foarte mult. ITNC-ul era oarecum, și electronicele în general, era oarecum pe un plafon. Crește în continuare, dar nu crește atât de repede cum crește fashion-ul. Cosmeticele au crescut iarăși foarte bine. Anul trecut au apărut cumva foarte puternic cosmeticele în peisaj, dar anul ăsta au câștigat o cotă foarte bună din buzunarul românilor, din ce cheltuiesc românii în online, și cred că tendința asta va continua. S-au dus, mă rog, din jucătorii care aveau, apropo de parfumuri, aveau o neîncredere apropo de dacă sunt originale parfumurile sau nu sunt, și în general brandurile pe care le vând. Elefant, de exemplu, a venit cu o ofertă care nu înțeleg încă cum o fac propriu-zis, dar poți să returnezi parfumurile, inclusiv cele desfăcute, și primești banii înapoi dacă ești nemulțumit. Da, asta sună bine. Și cred că și produsele pentru copii vor câștiga o zonă de, nu știu, de importanță, care le va face pe 2017 să fie iarăși în top 4-5 la oaltă cu toate celelalte. Așteptăm încă un jucător care să reușească să facă ceva pe food. Pentru că deocamdată pe food, chiar și cu încercările Mega Image împreună cu Emagu, Carrefour-ul, au încercat mai mulți jucători, n-a reușit niciunul să reușească să livreze acasă produsele din hipermarket într-un mod suficient de bun încât românii să cumpere online. Ați observat, știu eu, schimbări de comportament la nivelul consumatorilor în 2016 sau sunt constanți?
sunt destul de constanți. Noi, în general, veneam în fiecare an cu o distribuție a numărului de vânzări pe zile sau pe orele zilei, pentru că existau niște mici variații de la un an la altul. Anul ăsta n-am mai observat nimic. Da, sunt niște vârfuri, de multe ori e miercuri și joi, zilele în care se cumpără cel mai mult. Ca ore se cumpără deja foarte mult și seara. Vârful este pe la 10 dimineața când ajung oamenii la serviciu, scade puțin după care crește din nou în jurul prânzului și crește foarte mult după ora 8 seara. Au început românii să cumpere de acasă și da, asta e de anul trecut, adică deja valorile coșului mediu cresc la fel pe toate categoriile. Se datorează mult și din creșterea asta, se datorează mult și creșterii nivelului de cumpărare, puterii de cumpărare din România, creșterii consumului. Anul trecut, la sfârșitul anului trecut, a scăzut TVA-ul, asta se simte în prețuri și overall și creșterea economică a României se vede și în e-commerce și e foarte bine. Ce ne poți spune despre marketingul afiliat la nivel de 2016? Cum s-a schimbat, poate cum s-a dezvoltat? S-a dezvoltat destul de mult. Noi anul ăsta am trecut de la brandul două parale la To Performant și la platforma To Performant. Am crescut foarte bine. Noi undeva la numărul de vânzări generate suntem la peste 50% față de anul trecut. Ne-am extins și în regiune, un plan pe care l-aveam noi mai de mult și am reușit anul ăsta să punem absolut tot portofoliul pe platforma nouă și simțim foarte mult tendința de regionalizare în continuare. Jucători care sunt prezenți în România și se extind în alte piețe. Sau jucători internaționali, de exemplu cum Ensor, a venit Ensor în România și Zut. Unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut a fost să pornească un program de afiliere prin noi. De curând am lansat Ensor Ungaria, de exemplu, în To Performant. Ce simt eu este că maturizarea de care vorbeam în e-commerce se întâmplă și în performance marketing în general. Sunt oameni care știu ce fac, au câțiva ani de experiență, nu mai suntem și noi chiar la început. A devenit cumva mai predictibil. Ar trebui pentru orice jucător marketingul afiliat să fie cel mai eficient canal de promovare, pentru că plătești exact cât vrei tu să plătești doar din vânzări. Și avem pentru clienții noștri de top, sunt jucători pentru care noi generăm între 10 și 30% din vânzări. Deci deja suntem un partener important pentru ei și ei pentru noi. Și e win-win-win. Trebuie să câștige și magazinul și cel care generează vânzarea, afiliatul și rețeaua. Nu funcționează altfel. Apropo de win și win-win, vine Black Friday. Ce așteptări să avem? O să se vândă mult. Noi am simțit creșterea de vreo două săptămâni deja, cu o creștere mai puternică acum sâmbătă-duminică. Începând de sâmbătă-duminică, ieri, de exemplu, am generat vânzări de 150.000 de euro pentru clienți, care înseamnă o creștere de peste 50% față de anul trecut, fix în luni, în ziua de luni dinainte de Black Friday. Noi anul trecut am generat cam 42.000 de vânzări de vineri până duminică. Anul ăsta estimăm că o să avem un 70.000 de vânzări. Ce am observat este că, într-adevăr, oamenii se informează mai din timp, consumatorii finali, își pregătesc achizițiile de Black Friday ceva mai bine. Sper ca și magazinele să-și pregătească și site-ul, și oferta, și hostingul, și relația cu curieratul foarte bine, pentru că nu faci doar un landing page pe care scrii niște discounturi. Chiar e un întreg proiect logistic, de marketing, căruia trebuie să-i acorzi atenție. Am spus și mai devreme în panelul la care am participat că mi se pare foarte important magazinele să-și testeze site-urile, să nu se mai întâmple ca în anii trecuți, când spuneau am primit prea mult trafic, nu ne așteptam la atât de mult trafic sau nu ne așteptam la atât de multe comenzi, nu avem stocuri pentru toate comenzile astea și e păcat că pierdem cu toții bani. Se va cumpăra foarte mult și se va cumpăra foarte mult până la sfârșitul anului. Dorin, îți mulțumesc tare mult pentru timp, să ne aștepte un 2017 cu foarte multe realizări și succes mult și vouă! Mulțumesc, la fel și vouă! Mulțumim!